Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit la Cultur! În ediția de astăzi o avem invitată pe actrița Mădălina Belariu, de la care aflăm cum arăta viața ei de elevă. Hai să vedem ce ne povestește! Mădălina, ce faci, mă, fată, de când n-am mai văzut, de când n-am mai vorbit? Ești bine? Bine, foarte bine. Nici nu simt că sunt într-un interviu, vorbim cu Vlad German, colegul de... Știi cum e, noi mereu suntem relaxați. Corect, așa e. Și mă relaxez și pe mine automat. Nu. Păi uite, mă bucur să fac asta și să pot să fac asta. Am vrut să vorbim în primul rând, nu o să te întreb pe unde ești, lasă că știu eu, mi-e de ajuns. Vrem să vorbim puțin despre școală, pentru că a început școala, pentru că e un an foarte ciudat și școala nu mai e cum a fost odinioară. Și... cu prilejul ăsta vrem să ne întoarcem în timp și să depunem amintiri și să te descoperim pe tine, Mădălina, cum era când erai o fetiță mică și cum a fost primul tău contact cu școala, să zicem, nu știu, în clasa întâi, prima zi de școală. Prima zi de școală, mi-amintesc după poze, văzând o poză din, fix din prima zi, eram așa aranjată cu două codițe, după care colegii mi-amintesc că au făcut un pariu. Cum vine Mădălina a doua zi la școală, cum vine a treia zi, cum vine... Ei făceau pariuri pentru că eu tot îmi schimbam părul. Odată era într-o coadă, odată în coc, odată desfăcut, odată în două codițe. Asta e ce mi-amintesc eu din primii ani de școală. Da. În școala generală, în schimb, îmi plăcea foarte mult limbile străine și fix atunci am început eu, de fapt, actoria în școala generală. Poate am mai povestit asta la un moment dat în interviuri, dar eram la ora de franceză și profesoara intră în clasă și ne spune că cei care se vor implica într-o piesă de teatru vor primi nota 10. Profesoara era puțin severă, așa că normal că eram cu mâna pe sus. Eu. Și astfel am obținut rolul principal din piesa respectivă. Am fost regizat de soțul dumneaei, care era de fapt actor al Teatrului Davila din Pitești. Și așa am avut eu primul contact cu actoria și cu scena. Am fost la diferite festivaluri. A fost super. Deci am niște amintiri foarte plăcute. Da, uite, de exemplu, că sunt tare curios. Uite, de exemplu, nepoata mea. Are foarte multe teme și chiar vorbeam și cu ceilalți în interviuri și întreba, mă, dar la noi, eu țin minte cel puțin, când eram mic, nu aveam atâtea teme sau nu ne chinuia chiar atât de tare în primii ani cel puțin. Hai. Acum când mă uit la temele ei, mă întreb când mai ai timp pentru tine, când mai ai timp să te descoperi, să descoperi pasiunile tale, să fii creativ, să fii copil. Eu, sincer, să fiu, am fost într-o trupă de dans, am făcut prima dată balet, apoi dansuri moderne, 8 ani de zile, am călătorit cu echipa la festivaluri în Turcia, în Belgia, în Germania. Am avut timp de mine, am făcut cursuri de not, cursuri de actorie, cursuri... Adică mi se pare că aveam timp și aveam timp și să mai ies în curte, când mă, în curtea casei să mă joc cu alți copii. Ce te jucai? Uite, și cu colegii în școală, dar și cu prietenii de la bloc. Sincer să fiu, mă jucam și jocuri specifice feminine cu păpușele și inventam tot felul de povești. Măi, dar erau povești atât de interesante, încât și băieții se implicau. Aveau și roluri. Nu știu cum să zic, dar parcă și... În felul ăsta mi-a dezvoltat imaginația, știți? Dezvolți imaginația de mic, jucându-te, practic, indiferent de joc. Dar în ăsta chiar aveam un rol anume și eram și naratorul poveștii. Dar am avut și jocuri cred că știi, Ratele și Vânătorii sau... Cum era ala în care te ascundeai? Te-ați ascunsele? Te-ați ascunsele, da. Și eram bun acolo, eram... Erai ok când te ascundeai sau când trebuia să-i cauți pe ceilalți? Când alergam. Da, bun, exact. Să scui, mai știi că așa faci, alergi să scui. Întotdeauna când mă ascundeam, mă prindeau primul, nu înțeleg cum, deci mă ascundeam cel mai prost dintre toți. Deci chiar erau niște jocuri, gândindu-mă acum la generația actuală, e puțin trist, știi? Ei când se uită la noi și le povestim, eu când eram de vârsta ta, ieșeam, mă jucam prin curte, ei spun, ce old school, noi acum stăm pe tablete și ne jucăm online.
Nu știu, nu mi-amintesc niciun joc anume pe tabletă cu care mă joc. Nici nu aveam tabletă, aveam un computer din ăsta mare. Vechi și mare. Cu... ca un tub. Da, exact. Bucuria cea mai mare era atunci când venea cineva, unul dintre prietenii mei, venea să mă cheme afară. Și trebuia să-mi termin temele până atunci. Așa, aolo. Da, o lăsați pe Mădălina, asta era cerința. O lăsați pe Mădălina, vă rugăm frumos că iasă și afară. Și eu îi auzeam, practic, în camera mea, geamul, aveam vederea la curte. Vedeam când ei ajung afară și speram să mă cheme cât mai repede din casă. Prima iubire, ceva așa, în clasa generală, în școala generală? Mai să știi că nu prea. Aveam, adică un băiat cu care am copilărit, a fost prietenul meu timp de un an de zile, dar cum să zic, abia ne-am pupat. Știi, era rutul pe atunci, da, nu, da, atât. Apoi când m-am despărțit de el, îmi amintesc că mama lui a venit la mine, te rog, împacă-te cu el, că nu poți să... Da, dar era mai mult prieten, era iubirea aia inocentă. Da. Da, după care eu am început, am lucrat de mică, apropo, de la 18 ani. Uh-huh. Am fost într-o televiziune, Argeș TV se numea atunci. Uh-huh. Și eram asistentă a unei emisiuni de monden, așa că eram foarte ocupată. Am fost foarte, ba cu școala, ba cu dansurile, ți-am zis, am călătorit de mică în diverse țări. Uh-huh. Și asta, stând cu alții, cu alte fete de vârsta ta, eram o grupă de dans, se numește Silver Stars, probabil că cei care sunt în Pitești ne cunosc deja, dacă au vârsta mea. Da. Da, eram foarte, foarte populare atunci. Ce era, dansul sau ce? Dansuri moderne, un fel de modern step-up. Ah, drăguț. Și am reprezentat România la diverse festivaluri, de asta zic că... De mică am fost așa, ne antrenam cam de două ori pe săptămână, dădeam diverse spectacole. Țin minte, am ajuns odată la Botoșan cu trenul și știu că era mai mult de 10 ore, cred. Am călătorit cu trenul din Pitești în Botoșani. Am mai fost la un festival în Focșani, mergeam la diverse festivaluri. Am avut o copilărie așa, plină. Eu cred că îmi doream să fiu prea multe lucruri, îmi schimbam opinia de la săptămână la săptămână. De asta mi-amintesc că îl puneam pe fratele meu să se joace cu mine și spuneam, uite, acum sunt văzătoare, acum sunt doctor, acum sunt profesoară, acum sunt... Și la un moment dat îl tachinam așa, dacă nu te joci cu mine, nu știu ce se întâmplă sau nu fac asta pentru tine. Și nu îl tachinam, de fapt îl manipulam, așa să zic. Da. Știu că am inventat povești, eram la țară și spuneam fratelui meu că există un urs adevărat care vorbește cu mine și îmi spune secrete. Și mă duceam și mă ascundeam după un copac. Aveam eu ascunzătoarea mea și spuneam că acolo petreceam timp acolo singură, după care mă întorceam și spuneam fratelui meu, inventam povești. Deci cam așa. Ai traumatizat, cred. Da, dar nimic nu era spre rău. Era... În fine, cred că aveam eu plăcerea asta să spun povești. Și poate de aici mi se trage. Uite, vezi, asta e fain, că vezi cât de creativi eram noi și, adică bine, copiii în general cât de creativi pot fi dacă îi lași să-și exprime creativitatea și de asta avem nevoie de timp, ales când suntem mici. Da, de asta cred că activitățile extrașcolare sunt binevenite, având în vedere că noi nu avem sistemul de școli, sistemul american, așa, care ai incluse anumite activități într-un cadru școlar. Bă, la noi nu prea se fac. Există și la noi, sunt școlile britanice și așa mai departe, am prieteni care pe vremea noastră nici nu existau, nu? Da, să zic exact. Că urăsc stigma pe vremea noastră. Da. Dar ăsta e adevărul și în afară de asta ne dau clasă pentru că fix asta fac. Îți îndrumă copilul spre a face ceea ce îi place cu adevărat și atunci îl încurajează să se descopere pe el însuși și după aia ajută în direcția aia. Ori la noi. Până nu încerci actoria, nu știi dacă îți place sau nu. Da, îți place ce vezi, adică îți place la TV, ți-ar plăcea să... Știu că urmăream telenovele când eram mică, telenovele spaniole și de atunci învățasem eu spaniola.
Și mi-ar fi plăcut că vedeam că sunt foarte empatică, plângeam așa, plâng la orice film încă. Dar până nu încerci și nu ești acolo, nu-ți dai seama ce, dacă îți place sau nu, dacă e pentru tine sau nu, știi? Acum scurt timp a fost în România un caz în care trei fete, dacă nu mă înșel, au agresat o fată mai mică decât ele, au tras-o de păr, au înjurat-o, cu siguranță toată lumea știe cazul ăsta. Poți să verifici și tu. Te lasă rece, deci nu, te lasă fără cuvinte. Și singurul lucru care s-a întâmplat în urma acestui incident a fost că părinții fetelor au fost amendați cu 400 de lei. Adică să mă ierte Dumnezeu. Dai 400 lei și pe aia copilul tău face asta din nou. Ce corect, nu ai rezolvat nimic. Nu. Și în general e problema asta cu bullying-ul. Bine, cazul ăsta a fost și filmat, ceea ce mi s-a părut stupid din pornire, dar îți dai seama câte cazuri de genul ăsta sunt? Cazuri care nu sunt filmate și nu apar în presă. Și de asta v-am să te întreb dacă tu, în școala generală, te-ai confruntat cu un caz din ăsta de bullying. Să știi că da, și mă bucur că mă întrebi asta. Colega mea de bancă era puțin mai plinuță, dar este o fată, cum să spun, este, din punctul meu de vedere atunci și cred că și acum, nu ne-am văzut recent sau, dar era un geniu. Citea o pagină sau două pagini de, și le reținea esența, era bună la limba engleză, era bună, era foarte deșteaptă, foarte carismatică, foarte bună și nu era o fată tocilară, știi, că mai aveai și varianta aia de elev. Nu învăța foarte mult, dar ce citea, reținea. Îmi plăcea foarte mult de ea, dar mă supăra faptul că elevii, și nu neapărat din clasa noastră, fiindcă în clasa noastră știi cum e, ajuns să te cunoști și o vedeau că personalitatea ei este super și atunci nu apelau la acest tip de bullying. Dar alți elevi, când ieșeam în recreație, se luau de ea. Și atunci eu aveam funcția aia de apărător. Le răspundeam și practic le plăteam cu aceeași monedă, să se simtă și ei prost, dacă tot. Așa că am avut funcția asta, apropo, de apărător. Asta e bine, ai fost gardianul ei. Da, da. Adică de tine, na, nu s-a luat niciodată, nu ai avut vreo... Mie îmi spuneau cu drag elevii, colegii din clasa mea, îmi spuneau chinezoaică, fiindcă eu atunci când râd, mi se închide ochii, probabil ai văzut. Nu pot să cred. Dar așa îmi spuneau cu drag. Da. Nu era o chestie, ce ți se închide ochii sau știi când râzi. Uram chestia asta, Vlad, uram. Dar mi se părea că poate am eu un defect, știi? Și apropo de asta, atunci când ești la o vârstă atât de fragedă, iei totul super personal. Dacă ești prea înalt, e o problemă. Deși când ești adult, e bine să fii înalt, știi? Dar dacă ești prea înalt când ești elev, ai impresia că tu ai o problemă. Și apropo de asta, cu închisul ochilor, chiar dacă îmi spuneau cu drag și din inimă, că na, era o glumă așa, eu o luam în serios, aoleu, știi, și te uiți în oglindă și îți dai seama cum să fac, râd eu într-un mod greșit sau cum să fac să schimb asta. Și uite, vezi, chiar dacă eu spuneau probabil vorba ta cu drag, pe tine te-a afectat și ai crezut că ai tu un defect, ceea ce într-adevăr se întâmplă, eu țin minte, da, poate că tot un soi de bullying era și ăsta. Aveam și noi, așa cum ai spus tu, și știi că așa se întâmplă în general, băieții cresc mult mai târziu decât fetele în înălțime. Iar în clasele primare, cel puțin, toate fetele erau înalte. Dar aveam o colegă foarte înaltă. Foarte înaltă. Și noi spuneam, girafa, dar noi, cum să spun, da, nu ne gândeam, zic, mamă, să vezi că o ia personal, că o se supere. Noi tot așa îi spuneam cu drag, na, girafă, ce girafă, da, acum când mă gândesc, nu sună așa bine. Dar vezi, să zicem, un soi de bullying era și ăla. Dar să se ajungă la ce s-a ajuns acum, să bați, să tragi de păr, să... Pe mine asta m-a șocat. Incredibil. Nu, astfel de cazuri n-am întâlnit. Adică se mai certau, poate se băteau, dacă se ajungea la profesori, ok, dacă nu, nu. Dar nu bullying, nu pe tema asta. Poate ne-am certat și noi, fetele, și nu e bine să zic, poate, dar eram într-o echipă de handball, poate, și na, eram echipe diferite și atunci ne mai certam, știi? Dar... E altceva când te iei de cineva pentru, nu știu, că arată altfel sau că e diferit.
Nu, și în orice caz, asta, că s-a ajuns la violență, e... Da, și măsurile care se iau oricum sunt... Adică îi dai o amendă și gata, de parcă amenda cumva o să le duce pe el, că... Nu. Știi cum e, dacă fac parte dintr-o familie înstărită, nu cred că îi arde prea mult la buzunar acei 400 de ron cât au de dat. Adică cred că e o nimica toată. Da, și dacă ar fi, să zicem, greu să dea banii ăia, dar nu asta e lecția pe care trebuie să... Într-adevăr, problema pleacă de la părinți, că de asta îi și amendează pe ei, plus că probabil fetele erau minore, dar nu e, nu știu, nu aș da eu acum o rezolvare și iarăși nu vreau să intrăm în politici de genul ăsta, dar nu mi se pare normal că s-a ajuns unde s-a ajuns. Iarăși o problemă cu care probabil ne-am întâmpinat și noi la un alt nivel. Adică la nivelul ăsta de ceafă, e chinezoaică, e nu știu ce. Dar niciodată, adică doar verbal. Am văzut un interviu cu Jessica Alba, pe care o ador, consider superbă și cred că toată lumea e de acord cu mine. Când era mică, alți elevi râdeau de ea pentru că avea buzele groase și avea buzele prea mari, știi? Înțelegi ce vreau să zic? Adică nu e un defect neapărat când ești mare, nu e un defect că ești înaltă, nu e un defect că ești puțin plinuță, fiindcă poți să schimbi asta pe parcurs, dar o iei personal. Da, da, pentru că întreabă când ești mic, te afectează orice lucru care vine din exterior, știi? Da. Da, vezi, vorba ta, când la stăm... La o vârstă fragedă ne formăm noi, ca personalitate. Zim când a început, mai ai povestit-o așa în mare, că tu ai fost și în trupă de dans și... Dar pasiunea concretă pentru actorie și când ai început să faci ceva în sensul ăsta? Păi în școala generală am avut așa un fel de teaser. Și am tot cochetat, am continuat să continui cu actoria. Până la urmă m-am lăsat de dansuri. Am ajuns în București la o facultate. Voiam să dau la actorie, însă nu prea am fost încurajată, știi cum e. Da. Actorii mor de foame în România, dar... Nu știu, parcă am fost întotdeauna înclinată să fac lucruri care îmi plac, nu neapărat lucrurile care ți aduc venituri financiare de un anumit nivel. Așa că după ce am terminat facultatea, deși cochetam cu actoria, am făcut primele cursuri, am plecat eu la un moment dat cu un contract de modeling în Turcia și am început și acolo la Ecole Drama să fac niște cursuri. În Italia, Michael Margotta este numele profesorului, lucra mai mult pe metoda Stanislavski. Și am început așa să iau un pic de la fiecare, să zic așa. Am terminat facultatea de litere, Universitatea din București, m-am prezentat părinților cu diploma și am zis gata, de acum pot să fac actorie. Acum fac ce vreau. Și unde pot să fac actorie, m-am gândit eu să fie bine. M-am uitat puțin către piața din America, dar m-am gândit că e foarte departe de România. Nu eram încă convinsă că vreau să mă mut în altă parte. A început totul treptat. M-am dus în Londra pentru un curs de 3 luni la Met Film School. Apoi am văzut diferite metode. M-am și angajat între timp în Londra. Lucram la un restaurant ca hostess, un restaurant de renume, se numește Nobu. Cum să zic, am continuat să rămân acolo, practic. M-a acaparat pasiunea, mai degrabă. Mă, da. Îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc, Vlad. E o plăcere ca de fiecare dată. Ești plin de energie, ești carismatic, știi că ești. Și mi-a plăcut tot ce ai povestit și mă bucur că am dezbătut toate subiectele astea. Corect, corect. Ce pot să doresc să... Sper ca la un moment dat, la bătrânețe, să vorbim, ce bine, generația... Da, generația din ziua de astăzi nu se mai focusează pe laptopuri și pe jocuri și sunt old school cum eram noi odată. Sunt old school și ies afară și sunt implicați în activități extrașcolare. Asta ar fi cheia. Mă, îți mulțumesc mult de tot. Te pup tare. Mulțumesc și noi ne vedem în sacrificiu. Vă pup. Ne vedem pe micile ecrane. Așa e. Pa. Te pup.